Cel care a semnalat o posibilă exploatare ilegală este un cunoscut activist de mediu din câmpul moldovenesc, Gheorghe Sologiuc, care este și consilier local în municipiul de la Poalele Rarăului. În timpul unei plimbări cu ATV-ul a văzut un morman de bușteni la marginea unui drum forestier, așa că a ridicat drona pentru a prospecta pădurea și acestea sunt fotografiile pe care le-a surprins. Întrucât i-au ridicat suspiciuni, cadrele au fost transmise, alături de o sesizare, Gărzii Forestiere Suceava. În urma sesizării primite, am trimis o echipă de control să analizeze situația tăierilor de arbori de pe Rarău. Deocamdată nu avem indicii asupra unor activități ilegale, zona fiind exploatabilă. Vom reveni cu concluzii după verificarea tuturor actelor și activităților din zonă, a precizat șeful Direcției de Control al regimului silvic, Aurel Dumitriu, pentru Monitorul de Suceava.